Bună, dragi mei prieteni! Astăzi vom descoperi împreună scoarța de salcie, lacul natural al reumatismelor, febrei și hemoragiilor. Salcia este unul dintre primii arbori care înmuguresc și înfrunzesc primăvara și care se adaptează ușor la orice tip de schimbări climatice. Prin coroana ei plângătoare, cu tulpina aplecată, cu ramuri subțiri, mlădioase, care atârnă până la pământ, salcia este un arbore foarte ușor de recunoscut. Înainte să se transforme în celebra aspirină, cel mai cunoscut și mai folosit medicament de pe Terra, strămoșii noștri divinizau salcia, pentru că le alina durerile de tot felul, le potula reumatismul, infecțiile și febra. Preparată sintetic, pe scară industrială, aspirina a împins în uitare coaja de salcie, un medicament biologic cu același efect. Abia în zilele noastre, când efectele secundare ale aspirinei sintetice au început să alarmeze prin nocivitatea lor, cercetarea științifică se întoarce la remediile din plante, în cazul de față, la coaja de salcie, care nu prezintă niciun pericol pentru stomac. Salcia este un gen de plante din familia Salicaceae, ce cuprinde arbori, arbuști sau subarbuști cu frunze căzătoare. Plantele din genul Salix sunt cunoscute în România sub numele generic de salcie. În popor este cunoscută și cu numele de răchită. Genul Salix cuprinde circa 350 de specii și este răspândit în întreaga emisferă nordică, fiind întâlnit în principal pe solurile umede, pe malurile râurilor, iazurilor și lacurilor, în zonele mai răcoroase. Salcia crește în abundență pe teritoriul României. În țara noastră, cele mai răspândite sunt salcia albă și salcia plesnitoare, în zonele de câmpie și de deal, iar salcia căprească o întâlnim la munte și la deal. Pot fi folosite și alte specii de salcie, dar trebuie să evităm răchita. Este o specie ale cărei ramuri tinere se folosesc la împletit coșuri și alte obiecte casnice și nu corespunde din punct de vedere al conținutului de salicilați. În farmacopee nu se menționează strict o specie sau alta, dar scoarța de salcie trebuie să conțină minim 1% derivați de acid salicilic. Acidul salicilic, componenta principală a renumitei aspirine, a fost extras pentru prima oară din scoarța de salcie în anul 1835. Însăși denumirea de acid salicilic a aspirinei este împrumutată de la numele latin al zecilor și sutelor de specii de salcie răspândite pe întreg glob. Coaja de salcie, culeasă primăvara, înainte să-i dea frunzele, este extrem de bogată în salicilați, fiind inițial materia primă pentru aspirină. Salicinul, existent în scoarța de salcie, se transformă în organism în acid salicilic. Datorită acestei proprietăți, scoarța de sarcie mai este denumită aspirina naturală sau aspirina vegetală. Dacă recoltarea părților aeriene ale plantelor medicinale, frunze, flori, semințe, fructe, se face eșalonat, începând de primăvara până toamna târziu, recoltarea scoarței copacilor, deci și a scoarței de sarcie, se face doar primăvara, odată cu începerea circulației sevei. Martie-mai. În această perioadă, coaja se îndepărtează cel mai ușor de pe partea lemnoasă a trunchiului. Deseori, căprioarele consumă primăvara coajă de stejar, fiind ghidate de înțelepciunea lăuntrică ce le transmite că au nevoie de substanțe active din scoarță pentru a se feri de boli și a-și fortifica organismul. Din acele zone roase de animale, scoarța se poate desprinde cu ușurință. Se mai poate folosi și ramurile și tulpinile în vârstă de 2 până la 4 ani,
făcându-se incizii longitudinale cu ajutorul unui cuțit. Prin jupuire, scoarța are aspectul unui șgheab care se scurtează apoi în fragmente de 10-20 cm, după care urmează procesul de uscare. Scoarța de salcie conține în principal salicină, taninuri, flavonoide și rezine, precum și ceară, amidon, proteine, lipide, celuloză, substanțe minerale și vitamine. Administrată sub formă de infuzie, de copt, pulbere, este folosită de mii de ani pentru tratarea bolilor reumatismale, a hemoragiilor, dezinteriei și febrei. Substanțele active din scoarță conferă preparatelor proprietăți analgezice, sedative, tonice, astringente și hemostatice. Despre scoarță de salcie, specialiștii spun că este genul de remediu care nu ar trebui să lipsească de nicio locuință, datorită eficienței dovedite împotriva febrei, durerii și inflamației. Ce minuni face coaja de salcie? Ea tratează bolile reumatismale, ameliorează durerile musculare, fiind recomandată pentru menținerea sănătății și reducerea inflamațiilor la nivelul articulațiilor, ligamentelor, tendoanelor și al mușchilor. Scoarța de salcie are efecte vasodilatatoare și antioxidante, previne depunerea de colesterol pe vasele de sânge și pe arterele coronare. Deoarece menține fluiditatea sângelui, are capacitatea de a preveni îngroșarea vaselor de sânge, putând preveni cu succes infarctul. Este un remediu bun și în cazul răcelilor, durerilor de cap, agutei, tromboflebitei, trombozei, accidentului vascular cerebral, bolilor virale. Nu distruge virusii, dar inhibă acțiunea lor dăunătoare, previne catarata și poate ajuta la vindecarea aterosclerozei. Este leac și pentru durerile menstruale, stări de iritabilitate nervoasă, anxietate sau insomnii pe fond nervos. Cum se poate administra? Pulberea. Scoarța de salcie se macină fin cu o râșniță de cafea. Se strecoară prin sită și apoi se pune într-un borcan închis hermetic. Se recomandă să se macine doar necesarul pentru 2-3 săptămâni, deoarece se oxidează și își diminuează calitățile. Se ia înainte de masă câte o linguriță de pulbere, de 3-4 ori pe zi, umezită cu puțină apă sau amestecată cu miere. Pentru eficiență maximă, pulberea se ține sub limbă 10-15 minute, apoi se înghite. Infuzia se prepară astfel. 2 linguri de scoarță de salcie, uscată și mărunțită, se opărăsc cu 250 ml de apă fiartă. Se lasă la infuzat 30 de minute, după care se filtrează. Se îndulcește după gust cu miere. Se administrează câte 3 cănd de infuzie pe zi. Decoctul. 4 linguri de scoarță de salcie, uscată și mărunțită, se fierb la foc mic timp de 30 de minute, în 500 de ml de apă, într-un vas de inox sau emailat. La final, se completează apa evaporată. Se filtrează fierbinte, se îndulcește și se administrează câte 2 căni pe zi. Tinctura, mod de preparare. 20 de grame de scoarță de salcie mărunțită se pun la macerat în 100 de ml de alcool alimentar sau alt produs distilat, timp de 10 zile, agitându-se de 3-4 ori pe zi. Se filtrează prin tifon, după care se lasă la decantat în frigider timp de 6 zile pentru o deplină limpezire. Se trece ușor partea limpede într-un alt flacon, îndepărtându-se eventual rezidu care s-a depus pe fundul vasului. Se păstrează în recipiente de sticlă sau plastic prevăzute cu 2 pipete. Termenul de valabilitate este de 2 ani de la data preparării. Tinctura se ia câte 30 de picături de 3 ori pe zi adăugată într-o cană de ceai. Cum putem folosi scoarță de salcie în uz extern? Pentru răni și ulcerații ale pielii se recomandă comprese cu ceai concentrat în coajă de salcie.
4-5 linguri de plantă la un sfert de litru de apă clocotită. Compresele puse pe locul afectat usucă și vindecă. Scoarța de salcie se poate folosi și în băi, pentru tratarea hemoroizilor și pentru spălături vaginale. De asemenea, scoarța de salcie este bună și pentru tratarea transpirației excesive și a mirosului urât al picioarelor. Se fac băi de jumătate de oră pe zi. Cenușa din lemn de salcie, amestecată cu oțet, se aplică pe negi și bătături, în pansament, sub leucoplast. Durerea este un rău necesar, pentru că este un prim simptom al unei boli, iar de cele mai multe ori omul ajunge în farmacie sau în fața medicului forța de durere. Indiferent unde este localizată ea, prima reacție a celui suferind este să ia ceva ca să o potolească. Marea majoritate a bolilor infecțioase și inflamatorii sunt însoțite și de creșterea temperaturii corpului. Pentru aceste două simptome principale, durere și hipertermia, ce însoțesc foarte multe boli, salicina din salcie este cea mai eficientă. Chiar dacă salcia are mai puține efecte adverse decât aspirina, se recomandă totuși precauții în utilizarea ei în anumite situații. Astfel, persoanele alergice la aspirină nu ar trebui să ia scoarță de salcie și ar fi o idee rea și pentru cei cu diabet zaharat, ulcer gastric, astm, boli de rinichi. De asemenea, femeile însărcinate sau cele care alăptează trebuie să evite utilizarea scoarței de salcie. Deoarece scoarța de salcie poate încetini coagularea sângelui, este recomandat ca, înainte cu 2 săptămâni de orice intervenție chirurgicală, să se oprească administrarea ei. Utilizarea aspirinei datează încă din anul 400 înainte de Hristos, nu sub forma pe care o cunoaștem astăzi ca medicament. Medicul grec Hipocrate recomanda pentru scăderea febrei, reducerea durerilor de spate și reumatismale un ceai din scoarță de salcie, iar femeilor gravide, ajunse la termen, le recomanda să mestece frunze de salcie pentru diminuarea durerilor nașterii. Hipocrate afirmă că atât coaja cât și frunzele de salcie conțin un principiu subtil cu efect antitermic și analgezic. Aceasta l-a determinat pe cercetătorul francez Henri Leroux să cerceteze coaja de salci și astfel a reușit să extragă sub formă cristalină principiul activ numit salicin, responsabil de efectele terapeutice, așa zis miraculoase, al acestui copac atât de răspândit în natură. Din salicină, izolată în anul 1827, chimistul german Carl Luing a obținut în 1835 acidul salicilic, precursorul aspirinei de astăzi. Biblia povestește că Iisus a intrat în Ierusalim întâmpinat cu crenguțe de salcie și de palmier. Era ziua de flori. Obiceiul a rămas, iar la noi se folosește și astăzi crenguțele sfințite de salcie, care se împodobesc porțile, ușile caselor, dar și sfintele icoane, pentru a aduce noroc familiei și a oferi de cele rele. Salcia reprezintă din timpuri străvechi un simbol al nemuririi și al castității. Ea este folosită în numeroase practici terapeutice și divinatorii, pentru sănătatea animalelor, pentru belșugul culturilor, ori împotriva calamităților naturale. Te invit să redescoperi această plantă minunată și utilă. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestui material. Sper să vă fie util și de folos. Dacă v-a plăcut, mă înclin în fața dumneavoastră și totodată vă rog să-mi acordați un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă mai aștept și cu alte materiale utile și folositoare, de aceea vă rog să vă abonați.